Bună seara, doamnelor și domnilor! Sunt Ionuț Arhire, profesor de legislație rutieră și instructor de conducere auto. Am intrat, iată, în direct, de data aceasta, ca și săptămâna trecută, miercuri, la ora 21, pentru a mai afla informații utile, mai ales pentru elevii școlilor de șoferi, cât și, de ce nu, pentru cei care deja posedă permis de conducere și se regăsesc în jungla urbană, așa cum îmi place mie să povestesc despre traficul din Timișoara și nu numai. Până să intru în direct, m-am uitat dacă pe site-ul Direcției Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor au apărut ceva comunicate de presă de interes cu informații de actualitate. Nu, au rămas tot cele de săptămâna trecută în ceea ce privește etapizarea examenelor practice, iar la finalizarea acestei etape, posibilitatea de a susține din nou proba teoretică de către cei care nu au susținut-o și să se programeze din nou cei care au fost declarați respinși și tot așa. Dacă tot vorbeam despre examenele practice, ați văzut că s-a reluat activitatea de examinare practică, pas cu pas, ușor, 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 încep lucrurile să intre pe făgașul normal. Să sperăm că acest lucru se va întâmpla așa cum am estimat cu toții. Ceea ce vă pot spune că examenele s-au desfășurat normal, în aceleași condiții ca și când pandemia, să zicem, n-ar fi fost din punct de vedere tehnic al examinării. Bineînțeles că regulile în ceea ce privește prevenirea răspândirii virusului au fost respectate, elevii au purtat mască obligatorie, au avut mănuși în timpul examinării și tot așa. Dar celelalte detalii în ceea ce privește timpul de examinare, detaliile tehnice au rămas aceleași. Mă uitam și pe site-ul lor că tot discut cu elevii și tot ne întreabă când se pot programa. Până să nu mai avem această posibilitate momentan, aici, regia, dacă se poate puțin imagine pe ecran, avem opțiunea aceasta pe schimbare permis românesc. Prima dintre ele ar fi fost programare la ghișeu. În momentul în care se va activa acea opțiune, programare la ghișeu, ne vom putea programa la proba teoretică, atât cei care dau pentru prima dată și cât cei care au fost declarați respins sau cei care au fost declarați respins la traseu și trebuie, le-a expirat cazierul între timp, să zicem, și trebuie să-i programeze cei de la serviciul de examinări. Ei se programează în vederea prezentării pentru o nouă programare la proba practică. O să distribui și eu puțin emisiunea. Hai să vedem, o distribuim într-un grup, o distribuim și acum. O să vă rog de asemenea, dacă aveți întrebări, neclarități, să mă întrebați fără nicio ezitare. Încerc și eu să vă lămuresc pe dumneavoastră așa cum se poate. Ce mai doresc să precizez astăzi, înainte de a începe efectiv să rezolvăm chestionarele? Am avut mai multe discuții și cu elevi care sunt de ceva timp înscriși la școala de șofer, cu elevi care se tot înscrie, modalitatea ideală de a învăța. Am spus-o întotdeauna, sunt mai multe modalități de a învăța. Sunt multe persoane care recomandă prietenilor, hai să facem numai chestionare. Alte persoane recomandă, hai să citim cursul de legislație. Și tot așa, tot felul de păreri. Părerea avizată, din punctul meu de vedere, este clar că pentru a învăța corect, trebuie să avem o carte de legislație rutieră, acolo unde sunt prevăzute informațiile teoretice. Fie că citim toată cartea de la A la Z, fie că citim capitole, clar trebuie să parcurgem cursul de legislație. Mie mi se pare mai ușor și eu așa recomand elevilor să parcurgă pe capitole. În ce sens? Citește, de exemplu, un capitol, după care rezolvă întrebările doar din capitolul respectiv și așa pas cu pas până finalizează toate capitolele. După ce finalizează toate capitolele, se pun să rezolve acele chestionare, să simuleze un examen teoretic, să vadă la ce nivel sunt. Repet, alte persoane au făcut direct chestionare, au memorat, poate au și promovat sala, dar acea informație a fost doar tocită în câteva săptămâni de la promovarea probei teoretice, sigur s-au uitat informațiile. Dacă din nefericire ar fi picat și examenul practic, clar, într-o perioadă mai lungă de timp va rămâne fără informația pe care a asimilat-o mai devreme. De aceea, dacă doriți să învățați corect, aveți un curs de legislație, citiți-l, repet, fie cursul întreg, fie pe capitole, rezolvați întrebări doar din capitolul pe care l-ați parcurs și îl stăpâniți cât de cât. Dacă vedeți că încă mai greșiți, reveniți asupra cititului, după care consolidați-vă cunoștințele făcând acele întrebări și de-abia la sfârșit de tot
simulați examen teoretic. Pentru că, așa sigur, veți rămâne cu informația utilă pentru a promova proba teoretică. Aici mai este o problemă, cei care memorați nu reușiți să procesați în timp util în momentul când vă aflați în traseu. Acea informație pe care ați memorat-o trebuie să vă ajute să rezolvați și spețele care se ivesc pe neprevăzute în trafic. Traficul nu este atât de predictibil așa cum este proba teoretică. La proba teoretică nu se întâmplă nimic neprevăzut. Eventual pică sistemul, reluați examenul, dar din punct de vedere al informațiilor, totul este atât de ușor de anticipat, încât dacă dețineți informația necesară, clar veți promova. Însă în trafic, chiar dacă știți să conduceți mașina, pot apărea diferite situații în care trebuie să aveți puțină inspirație de moment, în care să gândiți repede, să acționați așa cum trebuie, astfel încât să alegeți soluția cea mai bună pentru a nu greși în acea situație, pentru a conduce în condiții de siguranță. Sunt suficiente persoane care din punct de vedere tehnic manevrează bine autovehiculul, dar când se ivesc situații neprevăzute, reacționează relativ greșit. Mai sunt spețele de genul când cineva iese dintr-o intersecție sau se apropie de intersecție având indicatorul cedează trecerea sau stop și vine cu o viteză relativ mare, astfel încât îți dă senzația că nu va acorda prioritate. O mare parte din elevi au tendința să tragă de volan stânga foarte mult, ajungând în banda cealaltă, chiar pe contrasens, deși persoana care vine cu acea viteză nu intră în fața sa, dar datorită traiectoriei, vitezei de deplasare pe care o are, creează această senzație. Și atunci nesiguranța, frica elevului, urăsc cuvântul frică atunci când ne aflăm la volanul autoturismului, uneori chiar interzic elevilor, să spun așa, să rostească cuvântul frică. Mi-e frică să fac aia, mi-e frică aia, dar mi-e frică să fac aia. Nu, nu are voie să vă fie frică. Este normal să aveți emoții când conduceți autoturismul, când aveți un examen, dar nu trebuie să vă fie frică. Frica nu vă lasă să gândiți și atunci nu vă veți descurca în trafic. Cursul, dacă intrați pe site-ul Direcției Regim Permisă de Conducere, este un curs util. Am mai vorbit despre el și eu când predau legislație fac referire la anumite capitole din curs. Referitor la capitole, am explicat și elevilor cărora le predau. Eu, de regulă, când predau legislație rutieră, nu mă axez pe tot cursul. De ce? Cursul conține și foarte multe informații strict teoretice, care clar trebuie memorate, care nu necesită nicio explicație suplimentară din partea unui profesor de legislație rutieră. Și de aceea, pe acele cursuri strict teoretice, nu pun accent, rezolv doar întrebările împreună cu elevii și eventual vin în completare cu niște explicații pe care eu le consider utile. Dar să vă dau un exemplu la capitolul conduită preventivă, să spunem. Este o întrebare, când se recomandă să oprim autovehiculul după 2 ore de condus. Ce pot să explic eu mai mult un elev ca să rețină răspunsul corect la acea întrebare? Eventual îi spun de ce se recomandă, riscurile pe care le implică conducerea unui autovehicul pe o durată mai mare de 2 ore, în condiții de vizibilitate redusă, de oboseală și tot așa, pe un trafic greoi. Dar, efectiv, răspunsul corect, nu am ce explicație suplimentară să-i dau astfel încât el să știe că la 2 ore este recomandat să se oprească. Și ziceam că pun accent pe niște capitole importante. Vreau să vă enumăr aceste capitole și trecem să rezolvăm 1-2 chestionare în funcție de timpul rămas. Un capitol important, singurul capitol care îl întâlniți preponderent după ce veți obține permisul de conducere, mult de tot îl veți întâlni, prioritatea de trecere. Și când veți conduce la prima ședință și veți merge într-o zonă rurală sau mai puțin circulată, la un moment dat veți întâlni intersecții. Și trebuie să știți ce faceți în acele intersecții, ce fel de intersecție avem, dirijată sau nedirijată. Dacă este dirijată, prin ce mijloace este dirijată? Poliții, semafoare, indicatoare de prioritate. Trebuie să știți cum arată cedează trecerea, cum arată indicatorul oprire, cum arată indicatorul drum cu prioritate și ce avem de făcut. De asemenea, dacă nu avem niciun mijloc de dirijare într-o intersecție, ce reguli trebuie să respectăm la o intersecție nedirijată? Și învățăm asta despre prioritatea de trecere și suntem scăpați de pericolul de a greși. Nerespectarea, neacordarea de prioritate vehiculelor sau pietonilor care au acest drept la examen se penalizează cu declararea respins, aplicarea unui număr de 21 de puncte de penalizare,
Iar atunci când suntem deja conducători auto, atrage suspendarea dreptului de a conduce pe drumurile publice pe timp limitat. Un alt capitol important pe care îl discut la legislația rutieră este capitolul manevrele voluntare. Oprirea, staționarea, întoarcerea și mersul înapoi. Da? Se regăsesc foarte des aceste manevre voluntare atât pe chestionare cât și la spețele din practică, astfel încât este foarte, foarte important să știm ce înseamnă a opri, ce înseamnă a staționa, să facem diferența între ele, care este principala diferență, care este indicatorul de oprire, care este indicatorul de staționare, de ce nu am voie să mă opresc acolo. Există o logică. Oprirea înseamnă imobilizarea voluntară a unui vehicul pe o durată de maxim 5 minute. Staționarea înseamnă imobilizarea voluntară a unui vehicul pe o durată mai mare de 5 minute. Vă dați seama că dacă nu am voie să imobilizez voluntar vehiculul nici măcar 5 minute, nu am voie nici mai mult de 5 minute. Și dacă învățăm, sunt 15 situații în care oprirea este interzisă, dacă știm aceste 15 situații, regia, vă rog, imagine pe aceste situații, clar vom ști și când este interzisă staționarea, și când este interzisă întoarcerea, și când este interzis mersul înapoi, plus fiecare manevră voluntară va mai avea niște situații particulare corespunzătoare doar acelei manevre. Apoi discut despre depășire, despre viteza de deplasare, sancțiunile contravenționale și infracțiunile și mecanica. Detaliez, să zicem, aceste capitole, după care rezolv întrebările pe capitole, am un soft de la o editură cu care colaborăm noi, este foarte util, pot rezolva întrebările pe capitole, pot reveni asupra lor și explica așa cum consider eu de cuviință, astfel încât elevul să vină și să plece cu lecția învățată acasă. Intrăm pe site-ul oficial al Direcției Regim Permise de Conducere și Matricularea Vehiculelor să rezolvăm chestionare. Așa. Să sperăm că internetul va ține cu noi. Dacă nu, o să închidem monitorul din față și nu va fi nicio problemă. Bună seara! Bună seara tuturor! Nu o să vă salut pe fiecare în parte. Vă mulțumesc că vă uitați și sper să vă fie de folos. Haideți să vedem. Indicatorul din imagine. După forma și culoarea lui, vedem că este un indicator de obligare. Ne obligă să facem ceva. Automat ne obligă să facem ceva, interzice să facem altceva. Dacă este obligatoriu înainte, trebuie să mergem obligatoriu înainte. Deci nu avem voie să schimbăm direcția de mers. Așa trebuie să o gândim. Deci el ne interzice schimbarea direcției de mers în prima intersecție. Corect. Indicatorul din imagine. Ce semnifică? În momentul când avem indicatoare care în interiorul lor, să spunem așa, în cuprinsul lor, au culoarea galbenă, ne gândim la ceva temporar. Să spunem că suntem într-o criză de idei, aceasta este ultima întrebare, este decisivă și trebuie să răspund corect, dar nu știu ce înseamnă indicatorul. Are galben, trebuie să conțină cuvântul temporar. Care dintre cele trei răspunsuri are cuvântul temporar? Reducerea numărului benzilor de circulație la nare. Îngustare temporară a drumului. Aici deja încep să sper că ar fi răspunsul corect, mă uit și la ce. Terminarea benzii de circulație din stânga părții carosabile. Îngustare temporară a drumului. Și am răspuns corect și am promovat examenul teoretic. Când deasupra fiecarei benzi de circulație se află în funcțiune câte un semafor, conducătorul trebuie să respecte semnificația semnalului luminos al semaforului instalat deasupra benzii din stânga. Nu. Să respecte semnificația semnalului luminos al semaforului instalat pe trotuar. Nu. Să respecte semnificația semnalului luminos instalat deasupra benzii pe care se află. Observăm că este relevant când deasupra fiecarei benzi, se află câte un semafor. Aici se face diferența pentru a ne îndruma către răspunsul corect. Este interzisă staționarea unui vehicul pe un drum public cu o lățime mai mică de 6 metri? Nu. Staționarea este interzisă pe un drum public cu o lățime mai mică de 6 metri. Aceasta este una dintre situațiile în care
staționarea este interzisă, oprirea este permisă. Staționarea, pe lângă cele 15 situații în care oprirea este interzisă și implicit staționarea, mai are 5 situații în care se interzice numai staționarea. Aceasta este una dintre ele. Pe drumurile publice, cu o lățime mai mică de 6 metri, da, este interzis să staționăm. Să știți că uneori din viteză mi se mai întâmplă și mie să greșesc. În loc de interzis, să văd permis și să dau răspunsul greșit. Aveți grijă să nu pățiți și dumneavoastră așa, mai ales la examen. Semnificația indicatoarelor oprire și cedează trecerea instalate în intersecțiile semaforizate. Atenție! Avem semafoare, da? Când trebuie respectată? Atunci când semafoarele nu funcționează. O să vedeți, dragi elevi, că o să vi se întâmple nu odată, în momentul în care vă aflați la volanul autoturismului, din diferite motive veți observa indicatoarele, dar nu veți observa că funcționează semafoarele. Și atunci veți avea tendința să respectați semnificația indicatoarelor. Să spunem, aveți semaforul de culoare verde, ceea ce vă permite trecerea, și indicatorul oprire. Și voi, repet, din diferite motive, mai ales datorită faptului că vă concentrați și încă sunteți crispați, să spunem, nu observați unul dintre mijloacele de dirijare. Și pe cel mai important, din nefericire pentru voi. Dar de aceea este instructorul acolo ca să corecteze și să vă îndrume așa cum trebuie. Depășirea, da? Unde este interzisă? Să nu uităm că depășirea înseamnă manevra prin care un vehicul trece înainte altui vehicul ori pe lângă un obstacol, prin ieșirea de pe banda de circulație sau din șirul de vehicule în care s-a aflat inițial. Da? Nu trebuie să depășim neapărat banda ca să se considere depășire. Este suficient să ieșim din șirul de vehicule în care ne-am aflat inițial. Manevra pe care am făcut-o trebuie să implice toate obligațiile pe care le implică o depășire. Asigurare, semnalizare, păstrarea unei distanțe corespunzătoare, asigurarea de revenire, semnalizarea că revenim și tot așa. Este interzisă depășirea în intersecțiile cu circulația nedirijată. Atenție că spuneam eu, cred că și în emisiunea trecută, că de regulă cel mai lung răspuns e cel corect. În această situație este o excepție. Nu cel mai lung răspuns este corect. Observăm că la litera B avem vehicule cu tracțiune animală, motocicletele fără ataș, mopedele, bicicletele. Este excepția de la interdicția de a depăși pe poduri. Pe poduri putem depăși aceste tipuri de vehicule, vehicule cu tracțiune animală, motocicletele fără ataș, mopedele, dacă sunt îndeplinite două condiții. Vizibilitatea asupra drumului să fie asigurată pe o distanță mai mare de 20 de metri și lățimea drumului să fie de minim 7 metri. Ori, la B este prevăzută tocmai excepția. Deci nu este interzis să depășim ceea ce este prevăzut la B, însă în intersecțiile cu circulația nedirijată este interzis să depășim. La apropierea stațiilor prevăzute cu alveolă, circulăm pe banda de lângă acostament. Iar conducătorul autovehicului de transport public de persoane semnalizează pornirea din stație. Am început să zâmbesc atunci când am citit această întrebare, pentru că așa prevede legislația. Conducătorul de transport public de persoane semnalizează pornirea din stație, are stație prevăzută cu alveolă, clar, reducem viteza și la nevoie oprim, cu alte cuvinte acordăm prioritate de trecere și facem manevrele necesare acelei situații. Fie reducem viteza, fie oprim, trebuie să acordăm prioritate. Dar zâmbeam pentru că nu odată ni s-a întâmplat în timpul orelor de instruire practică să avem nefericirea surprindere. Nefericita surprindere să plece din stația prevăzută fie cu alveolă, fie stația normală, conducătorul autobuzului și să nu semnalizeze și chiar să se și supere pe noi că nu i-am acordat prioritate. Ce să zicem, nu comentăm, sunt situații și situații, oameni și oameni, greșim și noi, greșesc și ei, dar dacă vă uitați vreunul și vă simțiți cu musca pe căciulă, promitem și noi că remediem orice problemă dumneavoastră ne-o sesizați. Într-o intersecție nedirijată, conducătorul unui vehicul este obligat să acorde prioritate de trecere unui autovehicul al ambulanței, care circulă din partea stângă, având în funcție dispozitivul special pornit. Da, normal, nici nu mai are rost să discutăm. Fie salvare, fie pompieri, fie poliție,
trebuie să acordăm prioritate de trecere. Întoarcerea este interzisă în rampă, dacă vizibilitatea este sub 50 de metri, în orice loc în care vizibilitatea este redusă sub 50 de metri, orice manevră voluntară este interzisă. La trecerile pentru pietoni și la mai puțin de 25 de metri înainte și după acestea. A și C, răspunsul corect. Purtarea centurii de siguranță nu este obligatorie în localități. Pentru persoanele care posedă un document în acest sens emis de o instituție medicală de specialitate, femeia care prezintă o sarcină vizibilă. Nu mai revin cu explicația despre exceptarea femeii cu sarcină vizibilă de a purta centura de siguranță, dar grijă, grijă, grijă. Ce se poate atașa unui autovehicul din categoria B? O remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depășește 750 de kg, o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată depășește 750, ansamblu să nu depășească 4250. Mai este și face un curs, îi spunem noi în limbaj popular B extins, prevăzut de un articol, parcă 24, din codul rutier. Școlile care pregătesc și pentru categoria BE fac acest curs și emit o adeverință, cu acea adeverință, cu taxa de 68 de lei aferentă preschimbării permisului de conducere și o fișă medicală dacă se dorește prelungirea valabilității permisului, vă deplasați la serviciul eliberări permise și apare această mențiune de B extins pe permis, un cod. Este permisă staționarea vehiculelor pe timpul nopții, pe partea carosabilă a unui drum comunal neiluminat, fie că este drum comunal, fie că este drum județean, fie că este drum național, important este să nu fie autostradă, drum expres sau drum european, putem pe partea carosabilă să staționăm dacă suntem vizibili de o distanță de cel puțin 50 de metri. Această condiție de a fi vizibil de la cel puțin 50 de metri este îndeplinită dacă sunt aprinse lumine de poziție sau de staționare. Răspunsul corect este răspunsul A. Cum ar trebui să ne comportăm la examen în cazul în care nimerim un polițist extra exigent? Definește extra exigent și atunci o să spun cum trebuie să te comporți. Indiferent că polițistul este mai exigent, dar nu există polițist exigent sau mai puțin exigent. Există o limită minimă pe care trebuie să o respecte orice examinator și orice profesor și orice persoană care are aceste atribuții de a verifica. În fond și la urma urmei, din punct de vedere al regulamentului, examinatorul este un evaluator. El se află acolo în dreapta pentru a se asigura că cel ce se pregătește a deveni șofer nu încalcă regulile de circulație, nu face greșelile prevăzute în anexa de examinare. În momentul în care elevul săvârșește acele greșeli prevăzute în anexa de examinare, indiferent cât de exigent sau mai puțin exigent este acel polițist, este declarat respins. Practic, elevul, dacă ar avea anexa aia de examinare în față sau ar ști-o pe din cap și ar fi, bineînțeles, obiectiv, sincer cu el însuși, ar putea să-și dea singur calificativul. Ce manevre sunt interzise pe autostradă? Folosirea benzii de accelerare nu este interzis. Circulația sau staționarea pe banda de urgență, cu excepția cazurilor justificate. Clar este interzis. Deplasarea cu viteză inferioară limitei maxime permise. Nu este interzis. B. Conducând pe drumul public, ne facem mai vizibil autoturismul dacă îl împodobiți cu opții build-uri, nu, vopsiți în culoare albă sau galbenă din față și din spate, nu, asigurați curățenia exteriorului caroseriei, a tablițelor cu numărul de matriculare, precum și a sistemelor de iluminare semnalizare. Corect. Asta trebuie să facem. Cum procedăm în situația în care observăm în fața noastră o minge care se răstogolește? Condita preventivă ne face să înțelegem că, sau ar trebui să ne facă să înțelegem,
cineva a trimis întâmplător acea minge pe partea carosabilă, sigur dorește să vină după ea, să reia joaca. Cine se joacă cu mingea? Un copil, în principiu copiii, adolescenții, se joacă și adulții, că doar nu e interzis, dar speța pe care dorim să o tratăm aici este când un copil care se joacă, dă o minge accidentală în stradă și fuge după ea fără să fie conștient de faptul că acolo se circulă, trafic și poate să se accidenteze. Ce categorii de vehicule au obligația de a folosi în timpul zilei luminile de întâlnire? În limbaj popular, faza scurtă. Autovehiculele care tractează alte vehicule sau care transportă produse periculoase, corect, doar atât. Ce se deplasează cu viteză mare pentru transport public de persoane, nu, doar A. În care dintre situațiile de mai jos se suspendă exercitarea dreptului de a conduce? Depășirea vitezei maxime admise cu peste 20 de km la oră, nu. Dacă ar fi fost cu peste 50 de km la oră, ar fi fost altceva. Nerespectarea regulilor privind depășirea, da, și la examen respins. Ce nu? Lazar Tiberiu. La ieșirea din parcarea de pe strada 1 decembrie 90, se poate ieși la stânga spre Ripensia, având în vedere că pe mijlocul drumului între linia de tramvai există acele semisfere în loc de linie continuă. Nu pot trimite poze, dar se poate pe harta Google. În afară de permisiunea de a intra în parcare, drumul are în sens unul. Este de locul de parcare, unele persoane mai parchează pe trotuar. Acesta are vreo 4 metri lățime și nu există niciun fel de semn. Nu deranjează pietonii. Este legal. Petronela Marin. Nu o văd cu ochii minții acum speța. Înțeleg zona, dar probabil noastră și locuiți acolo și sunteți deranjat de ce se întâmplă acolo. Ce să zic? Dacă știți că există un marcaj ce nu ar trebui încălcat, dacă știm că mașinile sunt staționate pe trotuar și acolo nu este o regulă impusă în acest sens, chiar dacă rămâne loc pentru circulația pietonilor, nu ar trebui să se parcheze. Dar haideți să explic speța din punct de vedere al profesorului de legislație rutieră, nu din punct de vedere al polițistului rutier. Acolo, administratorul drumului public cu poliția rutieră trebuie să vă rezolve dumneavoastră problema. Din punct de vedere al profesorului de legislație rutieră, ce aș explica eu elevului care mă întreabă o asemenea speță, le spune foarte clar că de foarte multe ori teoria nu se leagă cu practica. Și de foarte multe ori, după ce va învăța sau și în timpul instruirii practice, va constata că ceea ce învățăm noi este una și ce este corect este una, ceea ce se întâmplă în practică este alta. Nu de puține ori mi se întâmplă să am ore de legislație rutieră și ulterior conducere sau înainte de legislație rutieră să am conducere și să am diferite spețe pe care le tratez la legislație rutieră. Și chiar atunci să mi se fi întâmplat cu elevul acele spețe pe care le-am discutat și să-mi spune el, păi dar nu ni s-a întâmplat acolo, dar ăla nu a făcut aia. Sunt multe reguli care se încalcă și, de exemplu, una care îi deranjează foarte mult pe elevi mai ales, pentru că ei n-au nici așa chestiunea asta de a anticipa de la bun început, doar după câteva ședințe bune de conducere, când sunt mașini oprite sau staționate înaintea trecerilor pentru pietoni. Codul rutier așa prevede că este interzis să oprim, să staționăm, să întoarcem, să mergem înapoi pe trecerile pentru pietoni și la mai puțin de 25 de metri înainte și după acestea. Și nu odată, de chiar de multe ori, sunt mașini, le vedem. Sunt mașini oprite în tot felul de intersecții. Dacă vă duceți în Dâmbovița, aproape de piața Aurora, acolo nu mai vorbim cum sunt mașinile alea staționate pe banda a doua, respectiv a treia, în apropierea intersecției, că acolo se fac trei benzi, e nebunie. Și știm că nici la mai puțin de 25 de metri de colțul intersecției nu avem voie să oprim. Implicit să staționăm, să întoarcem, să mergem înapoi. Adică întoarcerea este permisă, dar depinde. De aceea, domnule Lazar Tiberiu, ai primit răspunsul pe care eu ca profesor de legislație ți-l pot da. Să știi că există posibilitatea să te adresezi serviciului de poliție rutieră, care are și el niște lucrători care au atribuții conform fișei postului în acest sens. Mai mult de atât, mă depășește. Conduita ecologică în conducerea unui autovehicul înseamnă a conduce ecologic înseamnă a consuma cât mai puțin din resursele planetei noastre frumoase, să nu poluăm fonic mediul înconjurător folosind sistemul de sonorizare la putere maximă, nu,
Să întreținem în permanență autovehicul curat, până aici ar fi frumos, dar prin spălare și degresare zilnică, nu? Să fim calmi, să anticipăm situațiile astfel încât să evităm accelerarea și frânarea bruscă. Care autovehicule pot fi echipate cu lumini speciale de avertizare de culoare albastră? Orice mașină, important e să nu ne prindă poliția. Vehiculele aparținem poliției, jandarmeriei și poliției de frontieră, clar. Nici cu alte avertizare sonore nu putem, nu ne punem noi la mașina noastră normală o sirenă a poliției. De aia sunt mașini speciale, de aia sunt lucrători care își îndeplinesc serviciul conducând astfel de mașini. Dacă efortul depus pentru acționarea volanului este mai mare decât în mod obișnuit, ce trebuie să verificăm în primul rând? Ca și șoferi amatori, când ni se întâmplă acest lucru, trebuie să verificăm presiunea, pneurile din puntea față. Mulți dintre elevi răspund la această întrebare pentru prima dată cu starea de prindere a volanului pe axul său. O face un mecanic, dacă e așa, dar nu noi. Este vorba de ce putem face noi ca și șoferi amatori, nu ca specialiști. La întâlnirea indicatorului, ce avem obligația să facem? De a circula cu atenție, deoarece urmează o curbă la stânga. Ce semnificație are indicatorul alăturat, vânt lateral? Ce frumos ar fi! Ce v-ați dori să pice la chestionare, numai indicatoare. Unde oprim în situația prezentată? Vedem indicatorul oprire. Trece la nivel cu o cale ferată dublă, fără bariere, în locul cu vizibilitate maximă, fără a depăși indicatorul. În situația dată, pentru a vă semnaliza prezența, veți schimba alternativ lumile de drum cu lumile de întâlnire. Indicatorul de avertizare ne precizează faptul că ne apropiem de o intersecție nedirijată. Știm că, pe timp, în condiții de vizibilitate redusă, timpul nopții, când ne apropiem de astfel de intersecții, schimbăm alternativ din lumile de drum în lumile de întâlnire, pentru că celelalte vehicule care se apropie de intersecție să poată observa fascicul luminos și, datorită acestui lucru, să adapteze din timp măsurile necesare pentru a traversa în condiții de siguranță acea intersecție. Da, după trecerea autocamionului, atunci putem să folosim alternativ lumile de întâlnire cu lumile de drum. Bicicliștii. Dacă ne este permis. Ne este permis să depășim bicicliștii dacă manevra noastră poate fi executată în condiții de siguranță atât pentru noi cât și pentru ei. Există o distanță prevăzută de codul rutier ca și recomandare când depășim bicicliștii să fie de minim 1,5 metri. Știm că atunci când depășim nu avem voie să-i determinăm pe cei care circulă din sens opus. Se efectueze manevre de evitare a coliziunii și în această speță din desen observăm că pentru a păstra o distanță relativ de siguranță față de biciclist, ar trebui să intrăm pe celălalt sens de mers, chiar dacă parțial. Clar, i-am determinat pe ceilalți, care vin din sens opus, să efectueze manevra de evitare a noastră și atunci nu este regulamentară. Să vedem ce zice Lazar Tiberiu din nou. Am întrebat pentru că mulți încalcă legea ieșind la stânga, iar parcarea respectivă pe trotuar s-au dat amenzi. Doar o perioadă. Pe cealaltă parte, nici vorbă, totale sunt pline. Mulțumesc pentru răspunsul de dinainte, stimă. Și eu vă mulțumesc pentru interesul pe care l-a acordați. Îmi pare rău că nu sunt un magician ca să vă rezolv problema instantaneu. Ce pot să vă zic este că, dacă ați fost atent de la bun început la emisiune, eu am spus că traficul îl consider ca o mică junglă urbană, să spunem așa. Sunt tot felul de oameni de bună credință, de rea credință și polițiștii, să știți că și dacă ar vrea, nu ar reuși să acopere. Timișoara este mare, nu reușesc să aplice sancțiuni, nici legea nu prea ajută să aplice sancțiuni atunci când nu au contravenientul de față cu ei. Să știți că în România, spre deosebire de alte țări din Uniunea Europeană, agentul constatator riscă să, dacă totuși și-o asumă, să zicem, să aplice această sancțiune contravențională în lipsa contravenientului, riscă să îi fie anulat procesul verbal, vede o mașină, o verifică a cui este, nu poate să dea amendă direct proprietarului, că poate nu proprietarul a făcut acea manevră neregulamentară. Și tot așa, știu că, repet, în alte țări din Uniunea Europeană, nu mai interesează cine a fost contravenientul, mașina este oprită, staționată într-un loc nepermis, direct proprietarul și-a luat amendă, ceau. Nu mai există chestia asta. În România
la acest capitol, legea nu prea ajută pe domnii agenți constatatori, și că sunt sigur, și dacă legea ține mai mult cu ei în această situație, în această speță, clar să-l aplica și sancțiunile prevăzute. Care este ordinea de trecere prin intersecție? Avem de a face cu o intersecție dirijată. Doi dintre cei trei conducători de autovehicule au indicatorul drum cu prioritate, adică sunt egali. Clar, motocicleta va trece ultimul, întrucât are cedează trecerea. Cei doi, ambii au drum cu prioritate, sunt egali. Între ei doi se aplică regula priorității de dreapta, adică cine vine din dreapta are prioritate. Autocamionul vine din dreapta autoturismului, el va trece primul. Și atunci ordinea va fi autocamion, autoturism și motocicletă. Și am fost declarat admis. Foarte tare. Chiar mă întreba un elev când i-am spus că vine la legislație, un viitor elev, că de fapt e înscris și urmează să facem, dacă reușesc să promovez examenul când simulăm chestionarele. Și am zâmbit așa și am zis că mai reușesc și eu. Ce să mai, din greșeală mai reușesc și eu uneori așa. Uitați, acum am avut noroc și am promovat. Dar și dacă aș greși sau nu aș promova, chiar nu aș simți că ar fi vreo problemă. Chiar m-aș întrebuința mai mult pentru a nu mi se mai întâmpla. Să vedem cum procedează conducătorul autovehiculului. Timpul mă ajută, mai am 10 minute. Cum procedează conducătorul autovehiculului? În imediata apropiere a unei treceri pentru pietoni, semnalizată ca atare, intenționează să depășească. Depășirea este interzisă pe trecerea pentru pietoni, față de manevrele voluntare. Depășirea este interzisă strict pe trecerile pentru pietoni. Manevrele voluntare, oprirea, staționarea, întoarcerea și mersul înapoi sunt interzise atât pe trecerea pentru pietoni, cât și la mai puțin de 25 de metri înainte și după. Depășirea este doar pe trecere interzisă. Dar dacă intenționăm să depășim și observăm că în fața noastră avem o trecere pentru pietoni nesemaforizată, atunci nu executăm depășirea. Stăm, așteptăm că nu pățim nimic dacă întârziam o secundă, două, trei. Este permisă deținerea, montarea sau folosirea la autovehicule a sistemelor care perturbă, cuvânt cheie, frumos, elegant, cât de cât, care perturbă buna funcționare a dispozitivelor de supraveghere a traficului. Perturbă, nu avem voie, deci nu este permisă deținerea. Care detectează este permisă, dar care perturbă, nu. La intersecția nedirijată, dintre un drum comunal și unul local, prioritatea se acordă. Intersecția nedirijată dintre două drumuri de categorie diferită are prioritate vehiculul care circulă pe drumul de categorie superioară. Drumul comunal este superior drumului local. Prioritatea se acordă vehiculelor care circulă pe drumul comunal. Ce obligații avem când sesizăm că urmează să fim depășiți? Să introducem într-o dreaptă inferioară, să accelerăm și să nu lăsăm să ne depășească. Nu, greșit. Când urmează să fim depășiți, să numărim viteza de deplasare și să circulăm cât mai aproape de marginea din dreapta a carosabilului sau a benzii pe care ne deplasăm. Atenție, a nu se confunda această obligație de a numări viteza de deplasare cu ceea ce mai faceți voi, mai ales elevii, când vedeți că sunteți depășiți, reduceți viteza de deplasare. Dacă situația este mai safe și reduceți viteza de deplasare, nu e neapărat o problemă că ați făcut acest lucru, însă nu este obligatoriu. Obligatoriu este să nu măriți viteza. Dar dacă din diferite motive, conduită preventivă, cel din față nu a apreciat distanța corespunzător, cel care vă depășește nu a apreciat distanța corespunzător și considerați că rezolvați speța mai ușor reducând viteza de deplasare, repet, nu faceți un lucru greșit. Important este pe chestionar să bifați obligațiile pe care le aveți. O să dau trimit răspunsul și mă uit că văd, sunt două întrebări. Cristina, așa, bună seara, este obligatoriu să preschimbăm permisul de conducere obținut în Ucraina în cazul în care posedăm carte de identitate emisă în România? Mulțumesc! Și Petronina Marin, ce site îmi puteți da să descarc peste o chestionare să-mi văd și greșelile? E drpcivu,
cel mai ok, numai că acolo trebuie să plătiți 5 euro pe lună. Cristina, este obligatoriu să preschimbăm permisul de conducere obținut în Ucraina, în cazul în care posedăm carte de identitate emisă în România? Mulțumesc. Unde vreți să conduceți? În România? Din punctul meu de vedere, atâta timp cât este un permis agreat în statele membre, nu aș vedea nicio problemă în a conduce cu acel permis. Chiar dacă aveți carte de identitate și domiciliu și reședința, studiem legea, ne uităm exact despre cetățenii. Bine, dumneavoastră aveți probabil dublă cetățenie. Nu, de aia aveți cum să fi obținut permisul în Ucraina sau ați lucrat acolo. E o speță specială, să zicem. Scrieți-mi în privat, să zicem așa, sau scrieți-mi tot aici și vă răspund eu, după ce știu exact speța dumneavoastră. La trecerea autovehiculelor cu regim de circulație prioritar, care au în funcțiune mijloacele de avertizare sonoră și luminoasă de culoare albastră, sunteți obligat. Albastră. Să reducem viteza, circulăm cât mai aproape, acordăm prioritate. Mai o chestiune legat de aceste întrebări speciale. Clar, nu am cum să vă știu și eu, dacă știi tot codul la rutier pe din cap și regulamentul de aplicare, plus că mai sunt niște ordine pe linie, aș fi chiar foarte tare, ceea ce nu sunt. Ce doream să vă zic? Există această ordonanță de urgență a Guvernului 195 din 2002 privind circulația pe drumurile publice. Ea are un regulament de aplicare, cred că e HG 1396 din 2006, poate mă înșel, dar oricum în momentul când introduceți ordonanța de urgență 195 din 2002, găsiți și regulamentul de aplicare al acestuia. Credeți-mă că aveți toate informațiile necesare acolo și dacă sunteți cetățeni români, cetățeni străini, ce trebuie să faceți, cum să preschimbați, ce documente trebuie, unde să vă adresați, sunt lucruri care se regăsesc, nu este un secret, codul rutier este accesibil pentru toată lumea, nu numai pentru noi cei care suntem interesați, noi făcând aceasta în acest domeniu poate deținem puțin informații mai rapide decât dumneavoastră, dar nu neapărat corecte în detaliu, mai ales pentru spețele speciale. De aceea nu este nici un secret pentru nimeni ce trebuie să faci în aceste situații, doar trebuie să vă uitați cu atenție pe ordonanța de urgență 195 din 2002 sau pe regulamentul de aplicare al acesteia. Am spus aici, o să dau mai departe. Purtarea centurii de siguranță nu este obligatorie în localități. Am mai avut femeia cu sarcină vizibilă, persoane care au un document emis în acest sens. Sper totuși pe viitor că și mie îmi place să rezolvăm. Bine, emisiunea e cu accent pentru legislația rutieră, mai ales în ceea ce privește traseul, cursul elevilor de legislație rutieră. Și așa, ușor, ușor, ușor ne ducem și pe spețe care ne interesează și pe noi ceilalți conducători auto. Însă, repet, tot sper, dar se pare că prietenii mei care sunt polițiști rutieri au așa o fobie de cameră și tot mă refuză sistematic. O să fac cumva, nu știu, o să iau cu forța, că mi-ar plăcea și mie să adresați și dumneavoastră întrebări cu un specific pe poliție rutieră, nu numai pe legislație rutieră, astfel încât să fie și mai interactivă emisiunea cu o dublă trimitere, să spunem așa. Se interzice oprirea voluntară în zona de acțiune indicatorului prioritate față de circulație în sens invers. Aceste indicatoare prioritate față de circulație în sens invers, pentru circulație din sens invers, se instalează de regulă în zona de acțiune indicatorului cu drum îngustat. Dacă am mai și opri noi acolo, dați seama ce bine ar fi pentru trafic. Oprirea voluntară este interzisă. La mai puțin de 25 de metri de colțul intersecției ar fi fost și A, răspuns corect. În locul în care se împiedică vizibilitatea asupra unui semnal luminos corect, în curve cu vizibilitate sub 100 de metri nu. Dacă ar fi fost în curbe cu vizibilitatea sub 50 de metri, ar fi fost altceva. Dar nu. Și atunci doar B este răspunsul corect. Dacă un drum public este neiluminat, este permisă staționarea vehiculelor pe partea carosabilă? Da. Dacă sunt aprinse lumină de poziție sau de staționare? Dacă avem o defecțiune la sistemul de rulare pe autostradă?
După ce ne supărăm, ne descărcăm, părăsim carosabilul în timp ce rulează autovehiculul, oprim pe barda de urgență și îl semnalizăm. Da. Un conducător auto imprudent s-a angajat în depășirea coloanei în care ne aflăm, iar din sens opus se apropie la o mică distanță un autocamion care îl semnalizează cu luminile. Cum trebuie să procedăm pentru evitarea producerii unui accident? Îi dăm flash-uri, îl înjurăm? Nu. Reducem viteza și mărim astfel distanța față de cel care circulă înaintea noastră, creând condiții celui ce depășește neregulamentar să intre în coloană. Așa ar trebui să procedăm. Nu procedează toți așa. Domnul Lazar Tiberiu, clar nu procedează toți așa, nu? Sunteți și noastră de acord. Așa. Mulțumesc. Bun. Hai să vedem mai departe cum procedăm în cazul în care observăm în timp util o persoană în vârstă care traversează neregulamentar drumul public în fața noastră. Trebuie să avem răbdare cu această categorie de participanți la trafic. Persoanele în vârstă, copiii, nu au răbdare să treacă acolo unde este regulamentar. Trec exact în direcția magazinului, pieței, nu știu, mașinii pe care eu o văd pe partea opusă a drumului, nu mai merg pe la trecerea pentru pietoni. De aceea, conduita preventivă, politețea rutieră, ne face să avem un anumit comportament totdeauna când și alți participanți la trafic greșesc. Nu să-i muștruluim, nu să ne enervăm noi, ci să ne comportăm în așa fel încât să nu producem niciun accident rutier. Semnalizăm, reducem din timp viteza și luăm toate măsurile de evitare a lovirii persoanei care traversează. Certificatul de înmatriculare, un document al mașinii, se reține. Mașina trebuie să aibă o problemă. Să vedem care ar fi, dintre cele trei răspunsuri, o problemă a mașinii. Vehiculul nu are efectuată inspecția tehnică periodică. Corect. Sunt aplicate abțibilduri pe parbriz. Există defecțiuni la sistemul de climatizare. A. Un vehicul va fi imobilizat dacă, pentru a fi imobilizat, trebuie să avem de-a face cu o infracțiune, numărul de înmatriculare sau de înregistrare este fals, mai răspund la această întrebare și trebuie să finalizăm. Starea tehnică a pneului este necorespunzătoare, nu ne imobilizează, ne lasă să plecăm cu o mașină de tractare, cu un șlep, conducătorul auto refuză să poată centura. Nu, aplică sancțiunea contravențională, dar A, este o infracțiune, numărul de matriculare este fals, deci trebuie să rămână pe loc. Timpul zboară, am și, mi se pare chiar puțin acum, ieri, având în vedere pandemia și măsurile pe care le implică, am predat, ieri am început să predăm legislație live la școala în care activez și așa în ritmul în care am vorbit, acum am vorbit 2 ore. Așa că astăzi 45 de minute mi s-a părut că au zburat. De regulă mi se pare că timpul trece foarte ușor aici când mă aflu. Pe cât de disperat, să zicem așa, eram la început că nu o să-mi ajungă subiectele pe care le am pentru a acoperi pe cele 45 de minute. Pe atât de relaxat sunt acum și mi se pare că cele 45 de minute sunt puține. Parcă avalanșa de informație pe care vreau să o acopăr este atât de mare încât nu știu cum aș putea găsi soluția ideală pentru a satisface pe toată lumea. Ideea este că îmi place să fac ceea ce fac și cu drag când sunt spețe pe care le pot rezolva să vin în folosul dumneavoastră cu informații. Vă mulțumesc, ne revedem cu bine săptămâna viitoare. Numai bine tuturor. Bine că n-am zis weekend plăcut, vinerea fiind obișnuit, poate o comiteam, mă certau prietenii. Numai bine tuturor.